reușit să îi conving că asta este viața voastră, fotbalul. Începe generația de aur, de care se vorbește în fotbal. Atunci pot să spun că m-am simțit cu adevărat fotbalist. Lumea spunea despre mine că sunt Maradona din Carpați, dar cred că am fost mai bun ca el, am jucat mai bine și am ieșit cu capul sus. Tinerețea lui Gică a reușit să să umbrească așa pe undeva pe Maradona. Vreau să fac așa o groapă acolo, să intru înăuntru și să pun deasupra pe mine, să nu mai văd pe nimeni. Asta e neapoi, le schimbă, dar nu se uită la mine deloc. La acel campionat n-a fost prezent și Marius Lăcrătuș. I-am făcut o mare nedreptate. Te doare. Și mai ales când poate aceste lucruri au venit de la oamenii care, ca și antrenori, mi-erau cei mai apropiați. Ne-a marcat viața, cariera. Ei, am zis, băi, fii atent că te bagă mâine Ilie să joci și dai două bastărci. Pe cuvântul meu, domnule, să-l întrebați pe Ilie, așa i-am zis, bă, două, dai, fii atent ce spun. Și așa a fost și a dat două goluri. Dar vin și m-a luat în brațe prima dată pe mine și a făcut sprintul de la Dântușe de acolo până la mine. Din punctul meu de vedere, e o capodoperă. Sunt un pic emoționat în momentul de față, pentru că mă răvășiți un pic.